bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Labirintul Succesului. De data aceasta o ediție atipică, diferită de cele cu care v-am obișnuit până acum. Ne aflăm la parohia Iisus Bunul Păstor din cartierul favorit și alături de mine este părintele Francisc Fărcășel, invitatul acestei ediții din această seară. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumim că ne-ați primit aici la dumneavoastră acasă. Mă bucur și vă felicit pentru emisiune, chiar dacă din câte am observat nu sunt foarte multe, dar ideea, pornesc de la ideea și titlul emisiunii, Labirintul Succesului, are o semnificație profundă. Într-adevăr, ca să ajungi la un anumit succes, ai multe de întâmpinat, uneori trebuie să te întorci când ai luat-o pe drumul bun, dar în definitiv important este să ieși din acel labirint la liman. La liman și acolo unde ți-ai propus, cred că este foarte important. Cu siguranță. Părinte, o să vorbim pe parcursul emisiunii și despre acest labirint, pentru că bănuiesc că nu întotdeauna este bine ca, pentru a ajunge la scopul, la acea țintă propusă, să te folosești totuși de toate mijloacele, pentru că mai există și această concepție în viața de zi cu zi. Dar o să ajungem și acolo. Pentru început aș vrea să vă rog să ne vorbiți despre perioada adolescenței dumneavoastră, atunci când erați un tânăr în formare, și aș vrea să știu ce pasiune avea Francisc Fărcășel de atunci, adolescentul, de unde această, să spunem, înclinație spre ceea ce sunteți astăzi. Da, provin dintr-o familie numeroasă din satul Iugani, comuna Mercea, județul Iași, deci la 17 km de Roman, din doi părinți credincioși, tata care, și mama, care mi-au insuflat această sămânță a credinței. 9 frați au trăit, suntem în viață, 3 surori au murit încă de mici, de la naștere. Tata era cizmar în localitate, iar mama lucra câmpul. Deci o familie simplă, cu posibilități modeste, o familie numeroasă și de aici această valoare a credinței pe care mi-au insuflat-o părinții încă de mic. Îmi amintesc că liturghia copiilor, cum se numea la noi, era în fiecare duminică dimineața la ora 7:30. Deci nici nu se punea problema să lipsim de la acea sfântă liturghie. Iar după aceea veneam acasă și la ora 11 erau părinții cei care mergeau la sfânta liturghie. Și îmi amintesc că încă de mic, fiind al doilea dintre copiii în viață, mai am o soră mai mare cu 4 ani decât mine, eu eram preotul de acasă. În sensul că îmi puneam un cerșaf pe mine, așa cum vedeam eu că se îmbracă preoții, luam fie o felie de pâine, fie tăiam morcov, fie măr, în funcție de ce găseam, și așa cum știam eu de la biserică face preotul, în funcție de cum puteam și eu să citesc la clasa a doua, clasa a treia, celebram cu ghilimele de rigoare și eu liturghia pentru surorile mele care erau mai mici. Mi-a plăcut totdeauna, mergând la biserică, felul cum vorbea preotul, felul cum relaționa cu oamenii. Și în inima mea s-a născut acea dorință, parcă vreau să fiu și eu. Așadar, să spunem că primul mentor a fost părintele din sat. Părintele din sat, aș spune că un pic mai înainte, cu siguranță, părinții, iar părintele din sat. Și chiar îmi amintesc de doi preoți care mi-au marcat, să zicem, începutul dorinței mele de a ajunge preot. Părintele Valeriu Ciorbă, care era paroh atunci, și părintele, Dumnezeu să-l odihnească, Toma Lucaci, care era ajutor, părinte vicar. Mi-amintesc și felul cum făceau ei catehezele, atunci am câștigat o primă iconiță, pentru că am știut, la clasa a treia am știut cele 10 porunci,
Și îmi amintesc cum e paruhul cu vicarul după Sfânta Liturghie de la ora 11, când era liturghia comunității, dar erau și tinerii, după 20 de minute de cateheză, mergeau pe terenul satului, paruhul la o echipă, vicarul la o echipă, se împărțeau, fetele făceau galerie și jucau fotbal. Și după aceea mai stăteau împreună și vorbeau. De aici poate și această legătura mea puternică cu fotbalul. Pentru că orice competiție și într-un chip special fotbalul care este atât de cunoscut, atrage oamenii, atrage tinerii, nu doar cei care oricum vin la biserică, dar și pe cei care poate că sunt un pic mai distanți față de biserică. E o modalitate de a-i atrage. Tocmai acești doi preoți, părinții mei, au făcut ca în mine să crească această dorință de a ajunge preot și de a lucra în folosul oamenilor. Am înțeles. Părinte, aș vrea să vă întreb, pentru că deja ne-ați descris ce anume v-a determinat să mergeți pe acest drum și nu altul, ne-ați povestit exact pașii pe care i-ați urmat, însă știm cu toții că se vorbește în zilele noastre că posibilitățile de atunci erau reduse față de cele de astăzi și aici mă refer la tineri. De aceea aș vrea să vă întreb ce posibilități credeți dumneavoastră că aveați atunci și nu au tinerii din zilele noastre și la pol opus ce posibilități nu aveați și au tinerii noștri. Da, aș merge direct la tehnica de astăzi, mă refer calculator, internet, atunci nu aveam toate acestea. Dar aveam timpul necesar de a-l petrece împreună. Relaționam foarte mult și când ieșeam la un fotbal și când stăteam de vorbă, poate că erau uneori și ore când stăteam împreună tinerii din acea perioadă. Pe de altă parte, când era vorba de a pregăti un spectacol sau era un efort imens pentru că nu aveam tehnica necesară. Astăzi tinerii au această tehnică, deci sunt posibilități enorme de a pregăti multe alte momente. În schimb, cu toate aceste mijloace, ei sunt tot mai izolați. Se observă clar, orice întâlnire unde sunt trei persoane, dacă două persoane vorbesc, una se joacă pe telefon sau stă pe Facebook sau pe altă rețea de socializare. Tehnica este bună în principiu pentru că te ajută să cunoști mai mult, te ajută să descoperi și alte lucruri. Pe de altă parte, ne răcește internațional unul față de cealaltă, ne izolează. E oarecum straniu, pentru că iată vorbim de mijloace de socializare, de comunicare, dar de fapt parcă mai mult ne izolează. Cred că ar fi un exercițiu fiecare să-și propună, știu, poate nu o dată pe săptămână, dar măcar o dată pe lună, fără internet, fără telefon. Vedeți ce interesant ar fi, mai ales în mijlocul unui grup de tineri. Da. Alte, nu știu, mijloace de care nu dispuneați dumneavoastră la acea vreme și dispune astăzi, în afară de tehnologiile avansate? În primul rând aș spune disponibilitatea preoților, pentru că era totuși atunci preotul, să zicem, undeva pus deoparte și restul poporului. Astăzi, preoții, încercăm să fim mai aproape de oameni și cu toate că suntem mai aproape, uneori apare efectul invers. Omul pare să fugă și mai mult. Alte mijloace, nu știu... Sau alte oportunități, alte posibilități pe care nu le aveați și le au ei. Eu îmi amintesc că viața mea de adolescent și de tânăr a fost o viață simplă. Ce ne puteam propune noi cel mai mult este să ieșim la un fotbal sau eventual să ieșim în centrul satului la un suc. Nu visam, rare erau ocaziile când, de ce mergem la Pașcani la un film sau la Roman la un film sau, știu, excursii. Nu ne permiteam lucrul acesta, spre deosebire de tânărul de astăzi care are aceste oportunități, au cei mai mulți aceste posibilități.
Sunt multe lucruri în privința aceasta, dacă stau bine și le analizez, care nu le aveam atunci la dispoziție. Însă aveam acel timp de a petrece cu cei din jur. Iar lucrul acesta este foarte important, fie cu familia, fie cu prietenii, de a petrece, de a relaționa în mod direct. Da, și auzim în ultima perioadă și mie mi se întâmplă foarte des să aud cum oamenii povestesc și dea până amintirile de altă dată și auzi tot felul de povești, hazlii interesante, povești de viață care chiar spui, rămâi cumva surprins și impresionat și spui, iată, acest om a avut o copilărie frumoasă. Da, sunt multe jocuri pe care le făceam în mod direct, ca la mintea copiilor sau adolescenților de atunci. Sunt multe întâmplări, de la săritul gardului pentru, da, la vecinul pentru a lua două mere, două pere, până la știu eu ce alte trăsnăi mai făceam. Dar mintea crea, mintea omului încerca să proiecteze. Astăzi, din păcate, tehnica îi dă omului totul, iar efectul se va vedea în timp, pentru că mintea, când nu lucrează, se atrofiază. Și tare mi este să nu ne trezim ca în viitor să nu fie exact efectul invers a ceea ce poate zic unii că și-ar dori dezvoltarea omului. Poate că e dur cuvântul, dar o îndobitocire a omului. De fapt, poate că cineva chiar își dorește lucrul acesta, pentru că un om redus la un nivel poate fi ușor manipulat. Că credeți și în această teorie a conspirației? Nu cred în mod direct în teoria conspirației, pentru că suntem totuși 7 miliarde de oameni pe pământul acesta, sunt totuși atâtea capete luminate, dar cred că acolo unde se poate la anumite nivele, eu cred că sunt persoane care, și știm lucrul acesta, nu trebuie să ne ascundem, persoane care încearcă să mențină un, o stare intelectuală a omului mai joasă. Putem să ne gândim doar la Statele Arabe și este suficient. Nu trebuie să mergem în nu știu ce alte zone. Am înțeles, părinte. Aș vrea să vorbim despre această vocație de preot, pentru că se tot vorbește în ultima perioadă despre lipsa acestei vocații în rândul preoților. Fie că vorbim de preoți ortodoxi sau romano-catolici și aș vrea să mi spuneți, să ne explicați ce înseamnă până la urmă această vocație pentru această misiune pe pământ. Și bine spus vocație, pentru că preoția este o chemare. A fost o dorință mea la un moment dat, dar chemarea mi-a adresat-o Domnul. Așa cum dintotdeauna Domnul adresează chemarea sa unor persoane pe care se aibă mai aproape și pe care, pregătindu-i, să-i trimită în mijlocul oamenilor. Dacă e să o luăm din vechime și până la Hristos și de la Hristos până astăzi, vom vedea că omenirea a avut totdeauna persoane chemate într-un mod special de Dumnezeu pentru ca mai apoi să fie trimise în mijlocul oamenilor. De aceea spun că este o vocație, pentru că nu e un simplu serviciu. Ai început programul la ora D, ți-ai făcut treaba cât ți este în pătrățica ta, s-a terminat, la revedere. Ca și preot, ești preot 24 din 24. Chiar dacă și noi, preoții, mai avem nevoie de momente lejere, de concediu, de liber, cu toate acestea, preoți suntem 24 din 24, adică mereu ești la dispoziția oamenilor. De aceea este o alegere, dincolo de chemarea pe care ți-o adresează Domnul, faci și tu alegere. Vrei sau nu vrei să urmezi această cale? Dumnezeu te cheamă, dar nu te obligă. Și atunci tu, dacă simți în inima ta, răspuns.
gândindu-ne la situația de astăzi, e o situație oarecum a provizoratului. Omul de astăzi nu știe să mai renunțe. I se pune totul la dispoziție. Omul de astăzi caută să aibă totul la îndemână. Și lucrul acesta îl fac părinții și copiilor. Copilul de astăzi nu mai știe să renunțe dacă a bătut de două ori din picioare, mama, tata sunt la dispoziție să-i ofere ceea ce dorește copilul. Copilul de astăzi vrea ca să aibă totul. Nu știe să renunțe, nu este învățat să renunțe. Să știe să și piardă, spune. Să știe să și piardă. Și atunci, gândindu-ne că viața de preot înseamnă oarecum o viață de renunțare, renunți la tine însuți pentru a fi la dispoziția celuilalt. Cred că aceasta este cea mai mare problemă a lipsei de vocații de astăzi. Una ar fi și scăderea numărului copiilor, dacă ne gândim de la 9 copii cât suntem noi în viață, la 1, 2 copii cât în general găsim în familie, atunci normal că părinții se gândesc de 2 ori, de 3 ori dacă să renunțe la un moștenitor sau nu. Deci și scăderea numărului copiilor e o problemă, dar cred că tocmai această situație, copilul de astăzi nu mai este învățat să renunțe. Părinții spun oarecum, eu am suferit destul, el să nu mai sufere nimic, ca să nu îi lipsească nimic. Ori știm că oricum ar fi viața, în viață nu toate poți să le ai. Tot ai momente în care sunt lucruri pe care nu ți le vei putea permite. Deci cred că este pe undeva o educație greșită din partea părinților de a da orice copilului. Aici lucrul acesta se vede mai apoi și nu doar în viața consacrată, viața de preot, ci și viața de familie. Vedem tinerii atât de ușor divorțează astăzi. Renunță la relație sau ajung rapid să se căsătorească și renunță chiar la căsătorie. De ce? Ei au fost obișnuiți ca totul să aibă la dispoziție. Adică nu faci cum spun eu sau nu e cum vreau eu și mie nu-mi convine că nu e așa. Exact, și atunci am renunțat. Renunț și divorțăm și sunt și familii care, din păcate, au copii. Sau da, și unul sau mai mulți copii. Copiii, bineînțeles, suferă. Deci cred că nu trebuie nici să îi chinuim pe copii doar la renunțări, pentru că atunci, sigur, se pierde frumusețea vieții, dar cred că sunt și lucruri la care îi putem educa la renunțare. Spre exemplu, nu văd de ce un copil care abia învață să citească să aibă acces la un smartphone sau la, adică ca să aibă jocuri, să poată să intre pe net acum sau știu. Nu, cred copilăria are rolul ei de a te juca, de a relaționa cu ceilalți, de a vorbi cu ceilalți. Chiar dacă înseamnă joc în nisip sau pictat sau altceva. Nu, îi iau copilului pentru că a văzut la celălalt copil și vai de mine copilul meu sau să nu speră. Sau, mă scuzați, mai există această concepție, iau copilului pentru că eu, ocupat fiind, că deja am fost la serviciu azi, am stat 8-9-10 ore de muncă, seara el, când eu am treaba acasă cu treburile casnice, vrea să stau numai cu el, el stă liniștit cu minte, 2 ore eu mi-am făcut treaba. De nou ne întoarcem la același lucru, ceea ce am avut noi și le lipsește astăzi copilul. Relaționarea, fie între ei, fie cu părinții. Părinții mei nu au fost plecați, ceea ce știu eu, o singură dată, 3 săptămâni, într-o, excursie organizată de cooperație. În rest, și plus mama care pleca 2-3 zile când era de născut unul dintre copii. În rest, părinții știam aproape, tata mergea până sat la cizmărie, la prânz era acasă, seara era acasă și, zic, duminica, totdeauna sau 99% din cazuri eram toți împreună și la masă și la anumite activități. E importantă relaționarea pentru copii între ei, dar și pentru copii cu părinți. Dacă părinții s-ar juca sau, mă rog, ar petrece timp mai mult cu copiii,
cred că multe dintre aceste dorințe ale copiilor ar dispărea. Am înțeles. Aș vrea să trecem la următorul subiect propus, și anume despre faptul că în ultima perioadă oamenii au întors spatele bisericii și vedem că și pe aceste rețele de socializare își exprimă indignarea față de biserică, o indignare care pornește de undeva. Ce credeți că stă la baza acestui fenomen? În primul rând, trebuie să clarificăm niște lucruri. Nu, omul nu este împotriva lui Dumnezeu. Nu, am zis împotriva exact. Bisericii, cumva, împotriva... Se face o confuzie, da. Dumnezeu, cel da, care e împotriva bisericii, nu-i credincios. În proporție, cel puțin, în ceea ce știu eu și din sondaj, 90% dintre români, sau 90% cred în Dumnezeu. Știm că până mai anii trecuți, biserica era într-un grad mare de încredere în ochii oamenilor. Doar că în ultima vreme s-a întâmplat un fenomen. Și mijloacele de comunicare care au explodat, să zicem așa, și au fost la dispoziția fiecărui om și, bineînțeles, și a copiilor, a adolescenților, dar nu trebuie să ne ascundem și de vinovăția bisericii. Biserica, așa cum știm noi, se mișcă un pic mai greu, este un pic mai prudentă în a face pasul, în a ține pasul cu omul. Spre modernizare, cumva. Spre modernizare, pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne același dintotdeauna. Modul de a relaționa cu oamenii este important. Biserica cred că aici a greșit. A avut impresia că poate să rămână în același loc ca odinioară. Ori sunt și cazurile negative chiar dintre preoții bisericii sau persoanele care sunt în biserică, care a făcut pe ceilalți oameni să-și pună de două ori întrebarea de ce să mai cred în biserică, cu ce mă ajută biserica. Un alt lucru pe care trebuie să-l clarificăm, așa cum a fost voită de Dumnezeu, biserica este sfântă. Și spun special definiția bisericii aici, tocmai pentru ca alții să nu interpreteze cuvintele mele. Ce este biserica? Conform definiției, este comunitatea tuturor credincioșilor uniți prin aceeași credință, sub conducerea ierarhiei. Așadar, biserica suntem noi. Noi formăm biserica. Prin botez, fiecare dintre noi devine copil al lui Dumnezeu cu harul Sfințeniei. Legătură, da. Exact. Deci, cei care fac parte din Biserica lui Hristos sunt sfinți și au drumul de sfințenie. Doar că pe acest drum, unii, uneori, se abat, păcătuiesc, se îndepărtează, abandonează biserica. Să nu înseamnă că biserica nu este sfântă. Biserica este sfântă pentru că este voită de Hristos. Oamenii din care este, sau parte din oamenii din care este formată biserica nu sunt sfinți. Sau parte din ierarhii bisericii pot să nu fie sfinți, pot să fie pe un drum lăturalnic. Dar biserica, în esență, este sfântă. Așadar, faptul de a crede în biserică nu este un lucru rău. Faptul că uneori avem dubii în ierarhii bisericii... Dar de unde au apărut aceste dubii, dacă îmi permiteți? Ce credeți că... Știți, acum, dacă ar fi să vorbim deschis, se vorbește, se arată imagini pe aceste rețele de socializare, că părintele X are nu știu ce casă, că părintele Y are nu știu ce mașină, că oamenii, cumva, eu cred că de la acest domeniu financiar au pornit această revoltă împotriva bisericii și nu a lui Dumnezeu, că nici eu n-am spus asta. Aș veni cu o glumă pe care am văzut-o ieri într-un film, filmul deja cunoscut al lui Păcală. Da. Păcală mergea cu soția lui și cu copilul, mergea pe lângă un măgar. Au trecut unii și au zis, iată ce fraieri cu măgarul și ei merg pe lângă. Da. Au zis Păcală, au urcat toți trei. Trecut pe lângă alții, iată ce fraieri chinuie măgarul, toți trei pe măgar. Păcal a auzit, s-a dat jos, a lăsat-o numai pe soție și copil. A trecut pe lângă alții, uite mă, femeia, ea merge pe măgar
Și bărbatul s-o trage de măgar. Auzi pe cală, a urcat el pe măgar, a trecut pe lângă alții, uite ce nesimțit. El merge pe măgar și își lasă pe nevastă. Soția pe jos. Și la un moment dat, în final, ajunge ca soția și cu păcală să urce măgarul pe spinare pe ușă, da, pe platformă și să poată. Lucrul acesta, de ce pornesc la această glumă? Lucrul acesta se întâmplă în viața omenească, în viața noastră, deseori lucrul acesta. Totdeauna se găsește câte un comentator. Da. Pe de altă parte, stau și mă întreb, de ce preotul a trebuit să vină astăzi cu căruța și să stea într-un bordei? Ce ar zice lumea? Uite, sărantocul, nu știe nici măcar să fie gospodar. Dacă își face casă și o mașină ca să ajungă la... și poate chiar a muncit pentru asta, uite că e doar după bani și după asta. Cred că dincolo de toate aceste aspecte exterioare, cred că ar trebui să privim omul. Da. Dacă putem să zicem, nu vorbim despre preot, acum vorbim despre medic. Ce ar trebui un medic? Să stea toată ziua în spital ca să fie la dispoziția pacientului? Altfel îl judecăm că nu respectă jurământul lui Hipocrate. Dacă medicul muncește și are drepturi și își ia și o căsuță, poate că și-a plătit-o și cu rate la bancă și își ia și o mașină bună, gata, uite, a luat doar șpagă și doar interes. Vedeți, lucrurile acestea cred că trebuie să le schimbăm în mentalitatea noastră. Sunt realități, e adevărat, dar nu putem să îi băgăm pe toți în aceeași oală. Cred că accesul la informații de astăzi, unii oameni au promovat în mod special voit ca să lovească în biserică, în preoți, au scos în față doar lucrurile negative. Aici poate și dintr-o vinovăție a bisericii că lucrurile frumoase, realizările, nu le-a promovat. Pentru că noi am mers pe drumul Bibliei. Să nu știe stânga ce face dreapta. Sau dacă am făcut un bine, răsplata va fi în ceruri, nu o căutăm aici pe pământ prin laudele pe care oamenii să ni le aducă nouă. Și noi nu am promovat și aceste fapte bune, care eu sunt convins că sunt mult mai multe decât faptele rele. Și dacă le-ați fi promovat la pol opus, exista din nou această concepție? Se laudă. E preot, exact. Și se laudă. Vedeți, același lucru, ne întoarcem din nou la păcală al nostru și oamenii care totdeauna se gândesc doar să comenteze, stând de pe margine, fără ca să cunoască omul sau fără ca să se implice. Spuneam că nu vreau să ascundem și acei credincioși ai bisericii care, deși vin la biserică și se întorc acasă și numai credincioși nu sunt și alții au pe bună dreptate o scuză să spună de ce să merg la biserică dacă, iată, el merge și se comportă la fel. Și nu vreau să ascund nici acea parte a ierarhiei care poate uneori a ajuns acolo doar din interes, doar după bani, doar după, știu, avere sau altele. Sunt, din păcate, niște realități, dar nu este realitatea bisericii. Pentru că în ultima vreme am încercat și noi și am venit în pas cu tehnica și am încercat și noi să promovăm, să vestim de pe acoperișuri, cum ne spune Hristos, pentru că aici am dat un nou sens acelei chemări pe care Hristos ne adresează. Hristos îi trimite pe apostol, merge și vestiți chiar și de pe acoperișuri. E, acum să urce un preot pe un acoperiș să vestească, imediat vine și îl închide pentru că crede că a luat un pic razna. Dar acoperișul de astăzi este televiziunea, radio, da, adică internetul. Avem mijloacele de comunicare. Și încercăm și noi astăzi să scoatem în evidență și acele lucruri pozitive, acele fapte pe care le realizăm. Nu pentru a ne lăuda, ci în primul rând ca mărturie de credință, pentru că nu toți vin la biserică, nu toți sunt în zonă, să vadă și alții că se fac și astfel de lucruri. Nu pentru a ne lăuda, ci tocmai pentru a da mărturie, că da, prin viața noastră, biserica caută și reprezentanții bisericii caută să trăiască credința și să fie aproape de creștini. Aș vrea să vă întreb dacă e greșit să insufli unui tânăr aproape cu forța sau prin manipulare o anumită orientare religioasă și la polul opus, dacă este greșit
ca unui om în formare să insufli această idee de ateism? Pentru că în ultima perioadă tineri, la 16-17 ani, sunt auziți spunând eu nu cred în nimic. Sau eu cred în cineva acolo sus, dar nu neapărat că ar fi Dumnezeu. Citez, astea sunt din ce am auzit. Cât este de greșit totuși să, nu știu, dacă suntem adulți și avem în preajmă tineri în formare, suntem profesori, părinți, unchi, cunoștințe, să le insuflăm aceste idei? Pot să vorbesc în mod direct de mine. Dacă părinții mei, dacă preoții din localitatea mea nu mi-ar fi insuflat credința, probabil aș fi îngroșat și eu numărul ateilor. Acum depinde ce înseamnă ateu în concepția tânărului de astăzi. Pentru că pentru ei e cool așa să fii fără Dumnezeu, fără biserică. De fapt, ceea ce zic ei, nu merg la biserică, spun că sunt atei. Ori a fi ateu e cu totul altceva, ca să nu mai spun că sensul adevărat al cuvântului ateu înseamnă, nu înseamnă inexistența lui Dumnezeu, ci unul care vrea să fie ateu, adică fără Dumnezeu. Vrea el să fie fără Dumnezeu. Aici este libertatea omului, fiecare, să zicem, poate decide. În ceea ce privește formarea, să zicem, până la 18 ani, eu cred că e de obligația părinților, și dacă e vorba și de școală, e obligația celor din școală, sau dacă e vorba de biserică, e obligația preotului, de a da copilului valorile, până la 18 ani. La 18 ani, copilul va decide dacă va urma în continuare sau nu. Pentru că nu putem să spunem, lasă, copilul va ajunge mare și va alege. Păi atunci întreb de ce să-l constrâng pe copil de la clasa 1 să meargă la școală. Lasă-l să ajungă mare și va alege dacă vrea să învețe sau nu. Să se îngrijească, să se spele. Nu, lasă-l liber. Și când ajunge la 18 ani, el va decide ce drum să urmeze. Nu, e responsabilitatea părinților, că de aceea sunt părinți. Sau, dacă e școală, e responsabilitatea școlii. A, nu, nu vreau eu să-i dau geografie. Doar așa îl țin în clasă, când o să ajungă el la 18 ani, dacă o să decide să învețe geografie, da sau nu. Adică, să aplicăm aceeași regulă pentru toate, vom vedea că nu iese nimic. Într-adevăr, au fost și, din păcate, sunt familii care nu sădesc în inima copiilor lucrul acesta sau poate că nu îl sădesc în mod corect. Și atunci se ajunge la o anumită vârstă în care copilul nu mai vrea să audă de biserică, nu vrea să audă de Dumnezeu sau de practicarea credinței. Dar cred că de multe ori lucrul acesta este din ignoranță și nu dintr-o conștiință adevărată a ceea ce dorește. Suntem totuși un popor religios, un popor spiritual, suntem un popor latin. Iar lucrul acesta îl avem oarecum în sânge. Și nu cred că poate cineva să vorbească în deplinătatea cunoștințelor sale că este fără Dumnezeu și că nu are rost să crezi în Dumnezeu, să crezi în biserică, că totul e o invenție sau știu ce alte formulări se mai găsesc astăzi. Cred că omul, dacă citește suficient sau ia contactul cu un preot și încearcă doar să-și rezolve întrebările pe care cu siguranță le are în minte și în suflet, cred că un om ajunge la o practicare minimă a credinței. Și cât începe drumul practicării, cu atât va descoperi și mai mult credința. Deci nu mi se pare greșit să dăm ca părinți responsabili sau ca oameni maturi, să dăm educație religioasă celor, și nu numai, religioasă celor mai mici. Am înțeles. Pentru că ați spus că este suficient să citești, vă citesc pe dumneavoastră acum ceva și să realizezi anumite lucruri, o să vreau să vă întreb, pentru că au apărut în ultimii ani diferite documentare, ne referim la documentare TV, majoritatea străine, nu românești, prin care se spun unii, prin care se încearcă un fel de spălare de creiere, ceva de genul. Da. Pentru că sunt acele documentare prin care biserica este cumva
defavorizată, este pusă într-o lumină nefavorabilă, se vorbește despre acele legături, conspirații, că e, că nu e, mă rog, din ce am reușit și eu, recunosc, să aud și să văd. Ce părere aveți despre aceste, până la urmă, acțiuni împotriva bisericii sau cum să le numim? Păi putem să ne gândim păreri, că în domeniul cinematografiei s-a ajuns la un stadiu foarte înalt, încât multe lucruri care par imposibile, cinematografia ți le aduce foarte aproape, filme realizate de altfel foarte bine. Și întreba totdeauna cine a făcut filmul respectiv, ce surse, pentru că niciodată în filmele respective nu găsim surse de documentare. E un film făcut de cineva, postat pe internet, iar alții, și bineînțeles distribuit, făcut destul de bine ca să pară foarte credibil, exact, dar sursele, de unde? Ca și jurnaliști, cu siguranță, totdeauna trebuie să aveți grijă când dați o informație, trebuie să căutați două, trei surse, cred, cel puțin, pentru ca să nu dați o informație greșită. Pe internet este liber. Nimeni nu întreabă cine a făcut, cu ce resurse, ce a stat la baza celor informații. Iar pentru copiii, tinerii de astăzi, lucrul acesta, accesul la internet îi face foarte ușor să ajungă la astfel de lucruri. Și atunci, o mică descurajare din partea lui, poate că a avut, să zicem, o ceartă cu preotul locului, găsește un astfel de material, atunci în inima lui se naște, nu cumva se confirmă și ceea ce pe undeva mi-a mai spus mie un coleg sau doi, și caută mai multe materiale și de aici până la a te îndepărta de credință și de Dumnezeu nu este decât un pas. Eu nu aș pune atât de mare preț pe toate aceste filmulețe sau reportaje pe care le găsim. Dar e, dacă îmi permiteți, e relevant totuși, pentru că am menționat pe parcursul emisiunii că acești tineri stau din ce în ce mai mult pe aceste rețele de socializare și e foarte, foarte greu să credem noi, ca și părinți, că ei nu accesează aceste informații, că ei nu, cum ați spus, nu ajung să creadă, dar totuși n-ar fi, adică să aibă acest dubiu și sămânța îndoielii în suflet. Că... Vedeți, înainte copilul, tânărul avea în mod progresiv accesul la informație. Primea anumite cărți, le citea, alte cărți, profesorul avea grijă în mod progresiv să dea anumite informații copilului. Și în felul acesta copilul se maturiza și când ajungea să afle anumite lucruri, atunci știa să le privească din mai multe unghiuri. E, astăzi copilul, tânărul care ia toate de bune, când îi se pune în față un astfel de film, îl ia ca bun. Și îl derutează. Mai multe filme îl derutează și mai mult. Sigur, cei care fac se folosesc de anumite, idei care sunt adevărate, dar le îmbracă într-un fel încât dă impresia că ăla este adevărul. Eu le spun tuturor, vreți cu adevărat să aflați adevărul? Nu-l aflați doar de acolo. Puneți mâna și pe o carte de istorie, o adevărată carte de istorie, puneți mâna și pe o carte a bisericii, vorbiți, stați și de vorbă cu un preot și după ce ai luat mai multe surse, după aceea tu singur... Sunteți deschis, pentru că de regulă persoanele mai în vârstă spun nu cerceta, nu întreba, că așa spune biserica. Din nou aici se folosește de o expresie, crede și nu cerceta bisericii, dar vedeți, tocmai scoaterea din context a acestei expresii face ca omul să nu înțeleagă. Biserica n-a spus niciodată crede ca prostul și nu cerceta nimic. Ia ce-ți dă de bun unul și atât. E vorba de misterele credinței. Pentru că mister, ce înseamnă definiția misterului? Este un lucru supranatural pe care nu-l poți înțelege cu mintea naturală, acele taine, umană. Acele taine pe care nu le poți pătrunde. Nu pentru că nu sunt închise undeva, sunt ascunse. Ci misterul este descoperit.
doar că nu poți pătrunde cu mintea umană. Să zicem, misterul preasfintei trei, cum vine lucrul acesta, un Dumnezeu, trei persoane, încercăm noi să ne facem o imagine. Nu le percepe mintea umană, până la urmă e ceva divin, ceva supraomenesc. Exact. Tocmai, acesta este misterul. E, pe un astfel de mister, dacă cauți să-l cercetești, să-l pătrunzi, nu ajungi niciodată, zicem, 100% la înțelegerea deplină a misterului, pentru că este un mister divin, un mister supranatural. Pe de altă parte, biserica nu este împotriva cercetării și suntem totuși în secolul 21, iar biserica vedem că este braț la braț cu știința, chiar dacă unii zic că nu este adevărat, dacă ne gândim totuși bazele educației românești, totuși biserica, școala ardeleană, biserica este în spatele acestea. Deci totuși biserica n-a fost niciodată împotriva progresului, împotriva științei. Din contra, în biserică se găseau totdeauna dascăl care să învețe alfabetul, care să învețe primele adevăruri de credință. Nu a existat niciodată această dorință de a ține lumea în dobitocire, ci din contra, lumea în mod progresiv să descopere adevărurile în așa fel încât să poată să trăiască credința și în același timp să-și desfășoare și activitatea în viața de zi cu zi. Pentru că am vorbit de tineri, aș vrea să vă întreb, părinte, ce credeți dumneavoastră că... De ce credeți dumneavoastră, mai bine zis, că sunt confuzi atunci când terminăm un liceu, o școală profesională și încă nu știu pe ce drum să o apuce cumva? Adică vedem copiii de 18 ani, de clasa 12-a în terminal și nu știu dacă vor să urmeze o facultate, dacă da, ce profil și așa mai departe. Și se vorbește în ultima perioadă despre lipsa acestor măsuri luate de instituțiile abilitate ale statului prin care să le ofere această orientare profesională și să-i determine să știe ce vor să facă în viață. Modelele lipsesc copiilor, tinerilor, adevăratele modele, pentru că așa mai găsim, așa zise, modele pe piață, dar care lasă mult de dorit. Spuneam mai devreme, ce m-a determinat pe mine să ajung preot? Da. Un preot anume, sau preoți anume, felul lor de a acționa. Întâlnindu-mă cu tine sau mergând la binecuvântarea familiilor, mai ales unde văd câte un copil, la 10, 11, 12, ce vrei să faci când o să termini? Nu știu. Ești clasa 12, mâine dai bacul, poi mâine. Ce vrei să devii? Păi o să văd. Ok, ce notă o să ai, ce notă... Nu, e adevărat, lucrul acesta contează, din păcate, ne întoarcem la ceea ce discutam mai devreme. Dar totuși, tu ce vrei? Nu știu. Păi, ajungi la 12, la clasa 12 și tu nu știi ce vrei? Păi, vrei să fii doctor, vrei să fii preot, vrei să fii medic, polițist, jurnalist, știu, ceva, mecanic, nu vrei să fii mecanic. Dacă faci cu pasiune și îți place și sigur, ești bun vrei în să fii ce ceva, faci, da. Vrei să fii ceva. Ne întoarcem la timpul petrecut cu părinții, cu copiii, pentru că știu că deseori mi se punea această întrebare de când eram de mic. Și ce vrei să faci când o să fii mare? Nu știu cât mai întreabă părinții astăzi și cât se apleacă asupra copiilor să vadă spre ce au copiii inclinații. Nu. Dăm matematică mult, română mult, știu, fizică mult, chimie mult, toate le băgăm multe, 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 vedem ce o să se aleagă. Nu. Fiecare are o inclinație. Dacă îmi permit, cercuri de dans, de muzică, de canto, de pictură, de... Îmbâxim și ducem omul la toate, da? Ca să fim la concurență cu ceilalți. Merge celălalt la dans, îl dau și eu, merge celălalt la karate, îl dau și eu. Păi cum să ies eu din linia aceasta? Și copilul nu mai are timp nici să descopere ceea ce îi place. Îl vezi pe copil că stă și se joacă cu păpușa și are și o seringă fără ac și face injecții. Și îi place și îi pune stetoscopul, ascultă copilul. Da. Deja poți să te gândești, copilul ăsta undeva... Se joacă de-a medicul. A văzut lucrul acesta și poate vrea să fie medic, asistent. Hai să încerc să-l favorizez. Îl duc la un spital,
am poate o cunoștință, îi arăt lucrul acesta. În felul acesta copilul vede dacă într-adevăr vrea sau nu să facă lucrul acesta. Pentru asta necesită timp părinții să se aplece asupra copilului sau copilor, să vadă ce își doresc copiii, să vadă ce vor. Nu e obligatoriu ca ceea ce face la clasa a treia să fie și mai târziu. Poate că la un moment dat el la clasa a șaptea a stat în spital și medicii s-au comportat urât cu el și din momentul ăla el a zis, nu mai vreau să mai fiu medic. Sau invers, vreau să fiu medic, să nu fiu ca ei. Sau vreau așa. Ei, și atunci copilul poate să-și schimbe opțiunea, dar măcar el știe. Eu de mic am spus, eu vreau să mă fac preot. Am avut și eu de pe la clasa a șasea, deja parcă nu mai doream să ajung preot. Da, pentru că e momentul acela al adolescenței, exact. Se schimbă foarte multe. În clasa a opta, după clasa a opta, am vrut să dau la seminar, numai că era în 89, înainte de Revoluție. Uh-huh. Parocul de atunci mi-a spus, știi, nu prea sunt locuri, e bine să cauți să faci un liceu și după liceu să vezi dacă se eliberează locurile. Și m-am descurajat așa un pic, am zis, eu mi-aș fi dorit, dar dacă nu se poate, nu se poate. Am intrat la profesională pentru că era timpul deja târziu, n-am mai intrat la liceu. Clasa a noua, bineînțeles, a început să-mi fugă și mie ochii după o fetiță. Deci nu era în mod, nu mai eram în mod direct interesat de... A venit Revoluția, sau în mai 90 s-a redeschis seminarul, s-a anunțat că se dă examen la seminar și într-o dată s-a prins un beculeț. Oare m-a întrebat tata, nu mai vrei să dai la seminar? Vezi că s-a deschis, s-a anunțat părintele că s-a deschis seminarul. Ei, s-a prins becul, era deja dorința mea mai veche. Doar că de data aceasta eram un pic mai, parcă îmi plăcea și că mergeam la discotecă cu o prietenă. Să nu ne imaginăm cum erau atunci ca astăzi. Da, deci noi ne întâlneam de pe două drumuri, ne întâlneam la biserică și de la biserică mergeam până la discotecă unul lângă altul, fără să ne ținem de mână, iar înapoi o conduceam până la biserică, la biserică se despărțeau drumurile, ea mergea pe drumul eu, pe drumul meu. Deci nu era că și în discotecă nu țin minte să fi dansat, cred că o singură dată vreun blues cu domnșoara respectivă, nu era... Nu era atât de mult, dar era suficient ca într-un fel să mă deruteze. Oare mai vreau să ajung preot? Da, pentru că a fost acea mică exact. Pauză și... Pe de altă parte am zis, domnule, dacă este examen, de ce să nu dau? Am dat examen, dacă o fi să iau, iau și văd prin asta voința lui Dumnezeu. Și aceea, iată, sunt astăzi, după 16 ani de preoție și nu regret o secundă alegerea făcută. Nu regretați, dar aș vrea să vă întreb dacă ați fost vreodată rănit de atitudinea unor oameni în privința bisericii, adică atitudinea lor față de biserică. Dacă da, aș vrea să punctați ce anume v-a deranjat mult, ceva din experiența, din, iată, cariera dumneavoastră. Până la urmă, poate fi denumită și o carieră spirituală, da, dar da. Carieră este. Nu numai odată, ci de mai multe ori. Fiind preot, clar că lucrez cu oamenii. Totdeauna să mă raportez la Hristos. Nici măcar Hristos nu i-a mulțumit pe toți. Ba, până la urmă au ajuns și l-au și răstignit. Cu siguranță nu voi reuși nici eu să-i mulțumesc pe toți. Și da, am fost deranjat de multe ori, chiar am fost... lovit, în mod direct, aș putea spune. Da, fie de chiar de poate unii dintre enoriași, fie poate din alte părți. Ar trebui să intru un pic în detaliu și cred că nu este cazul. Dar mai ales acele atitudini răutăcioase în care nu au înțeles atitudinile mele. Pentru că, în general, atunci când iau o hotărâre, mă consult cu membrii din parohie, cu cei mai apropiați, mă consult cu Comitetul Bisericesc, cu Consiliul Pastoral și iau o decizie la care a fost de acord, au fost cât mai mulți.
Bineînțeles că asta nu înseamnă că i-am mulțumit pe toți. Și când ceilalți nu au înțeles că... Pentru că oamenii sunt diferiți. Și... Da. Și tocmai această atitudine a lor, fără a discuta în mod direct cu mine, fără eventual a cere o explicație, această atitudine a lor de a mă vorbi pe la spate sau de a, știu, lovi în mine, da, și ăsta ca și ceilalți, acesta doare, pentru că știu că în inima mea am vrut să iau decizia cea mai bună. Și că n-au înțeles să iei partea a doua, dar durerea este, pentru că suntem oameni și încercăm, pe cât posibil încercăm să facem tot ceea ce este cel mai bine pentru cei mai mulți. Am înțeles. Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii noastre, aș vrea să vă întreb cum credeți dumneavoastră că va evolua în următorii 10-15 ani această concepție a oamenilor asupra bisericii? Adică cât de deschiși credeți că vor fi în următorii ani oamenii? Pentru că din ultimele relatări și din ultimele întâmplări pe care și noi astăzi le-am menționat în cadrul emisiunii, tind așa să se îndepărteze de biserică. Eu aș spune că dacă ar fi după noi, biserica ar fi dispărut de mult. Dar biserica este vegheată, este apărată, este călăuzită de Duhul Sfânt. Și de aceea biserica va exista până la sfârșitul lumii. Orice ar spune oamenii. Îmi amintesc de o discuție pe care o aveam cu un coleg de-al meu care este în Statele Unite, după marele scandal cu pedofilia de prin America, și deși s-a dovedit acum clar că multe au fost invenții, dar tocmai biserica a luat atitudine, ceea ce a fost greșit a căutat să repare. Astăzi bisericile sunt pline și seminariile sunt pline în America. Pot să gândesc același lucru despre orice stat, orice biserică. Apar momente de tulburare. În orice biserică. Să zicem în momentul acesta în România. Sunt momente de tulburare, sunt momente de conflict. Biserica pare că este doar pe un drum că poate paralel, că e doar o instituție. Ce... Da. Omul va ajunge ușor-ușor la conștiința că nu poți să pui toate pe seama bisericii, tot ceea ce face, zicem, unul sau câțiva dintre credincioși sau dintre ierarhi. Că biserica este mai mult decât atât. După perioada tulbure prin care trece biserica, praful se scutură de pe credință, iar omul realizează că, de fapt, fără Dumnezeu, fără biserică, nu poți să ajungi la mântuire, eventual decât foarte greu. Și atunci omul are biserica. Și cred că după 10-15 ani, după ce se mai duce tulburarea de astăzi, pentru că e o tulburare întreaga societății, nu doar a bisericii, cei care vor rămâne fideli credinței vor fi maturi în credință, iar cei care doresc să o ia pe o altă cale, e libertatea lor. Nimeni nu se poate opune, nimeni nu-i poate forța să se întoarcă la credință, dar vor fi și pierderi, dar în definitiv Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Am înțeles. Părinte, vă mulțumim că astăzi ne-ați primit aici la dumneavoastră acasă. Vă mulțumim că ați fost de acord să ne împărtășiți din experiențele dumneavoastră de viață și că le-ați vorbit atât de frumos tinerilor noștri, romașcani și nemțeni. Vă mulțumim foarte mult pentru deschiderea dumneavoastră asupra subiectelor abordate și vă urez numai bine și dumneavoastră până la o nouă întâlnire, de ce nu? Vă mulțumesc și eu și doresc mult succes, vă doresc în emisiune, dar și mult spor tuturor în ceea ce au de făcut, fie la școală, fie la muncă. Vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, noi vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și astăzi alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Labirintul Succesului, o ediție atipică alături de Părintele Francisc Fărcășel. Până data viitoare, numai bine!